În materialul de astăzi, ne-am propus să evadăm din lumea plantelor cu efecte terapeutice și să vorbim despre un produs de origine animală, ale cărui beneficii asupra organismului uman nu sunt deloc de neglijat. Este vorba despre laptele de capră. Beneficiile laptelui de capră sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri. Hipocrate îl numea esența vindecătoare și îl recomanda drept medicament în bolile pulmonare grave, precum și în afecțiunile degenerative. La rândul său, regina Egiptului, faimoasa Cleopatra, își păstra frumusețea făcând băi cu lapte de capră și miere. Acest lichid miraculos era considerat sacru în antichitate. Astăzi, știința și medicina modernă a descoperit ceea ce femeile din Egiptul antic știau deja, și anume calitățile extraordinare ale laptelui de capră. O mulțime de afecțiuni, mai mult sau mai puțin grave, pot fi tratate prin cura cu lapte de capră. Principalele forme în care poate fi administrat laptele de capră sunt următoarele. Laptele ca atare. Pentru a obține efecte terapeutice, se administrează minimum o cană de lapte de capră, fiert sau nu. Recomandarea specialiștilor este ca acesta să fie consumat crud, fără să treacă prin procesul de pasteurizare. Pasteurizarea laptelui este modalitatea folosită pentru a evita infectarea cu salmonela. Laptele nefiert, consumat în maximum 48 de ore de la mulgere, este considerat a fi cel mai activ din punct de vedere terapeutic, dar în cazuri foarte rare poate provoca deranjamente digestive și infecții. Ca atare, persoanele sensibile, cum ar fi copiii mici, femeile însărcinate sau care alăptează, nu vor consuma decât laptele de capră fiert, care este mai sigur. O cură cu lapte de capră poate dura între 14 și 90 de zile, în funcție de gravitatea bolii, dar și de prescripțiile medicale. Obezii, hipertensivii și persoanele cu afecțiuni hepatice trebuie să ceară sfatul unui specialist înainte de a începe o cură cu lapte de capră. Iaurtul de capră. Rația zilnică de iaurt de capră este de 250-500 de mililitri pe zi. Acesta asigură o bună parte din necesarul de minerale, reglând secreția pancreasului, digestia și nivelul grăsimilor din sânge. Chefirul din lapte de capră. Chefirul este util în insomnii, nevroze și alte afecțiuni la nivelul sistemului nervos și infecții cronice de tip herpes. Mulți specialiști recomandă chefirul în dieta bolnavilor de SIDA. Telemeaua și cașul de capră. Această brânză este foarte bogată în grăsimi, ușor digerabile și asimilabile, fiind recomandată în mod special covalescenților, persoanelor cu o dietă predominant vegetariană, săracă în grăsimi și în proteine, dar și celor care caută un substitut sănătos pentru carne. Laptele de capră este bogat în vitaminele A, B2, C și D, dar și în minerale ca magneziu, calciu, zinc sau fosfor. Specialiștii spun că laptele de capră previne anemia și demineralizarea osoasă, înlătură slăbiciunea și redă organismului puterea de a lupta cu boala. Are capacitatea de a preveni apariția cancerului, deoarece conține o substanță numită aglutinină, care elimină pericolul ca radicalii liberi să ajungă în organism și să producă mutațiile ADN vinovate pentru dezvoltarea cancerului. Aportul de calciu organic și alte oligoelemente din laptele de capră reduce cu până la 55% riscul de cancer la sân. Iar iaurtul de capră protejează pereții intestinului gros de acțiunea mutagenă a unor substanțe cancerigene, cum ar fi nitriții sau caragenanul din mezeluri. Pentru bolnavii de cancer, tratamentul este următorul. 200 de mililitri de lapte de capră cu un sfert de oră înainte de masa de dimineață, 250 de mililitri cu
cu o jumătate de oră înaintea mesei de prânz și 250 de ml cu un sfert de oră înainte de cină, timp de 120 de zile. Un consum zilnic de 500 de ml de lapte de capră reduce cu 62% riscul de diabet, ținând în limite normale și valorile colesterolului. Iar iaurtul de capră reduce valorile glicemiei și eficientizează acțiunea insulinei în organism. Eficiența laptelui de capră în tratarea bronșitelor, tusei, pneumoniei sau tuberculozei pulmonare a fost demonstrată de nenumărate ori de către medicina tradițională. Laptele de capră este foarte ușor digerabil și asimilabil, fiind un tonic extraordinar pentru organismul slăbit de infecție. Apoi, caprele au o dietă vegetală extrem de diversificată, consumând atât plantele de pajiște, cât și frunzele anumitor arbori și arbuști, ceea ce explică prezența în laptele lor a unor substanțe cu efect stimulant, imunitar și antimicrobian. Se administrează câte 500 de ml de lapte de capră pe zi, în cure de 60-90 de zile. În medicina populară românească, efectele tonice ale laptelui de capră sunt amplificate prin administrarea sa împreună cu miere și cu gălbenuș de ou crud. Un consum sistematic de brânză de capră este foarte eficient pentru tratarea lipsei de calciu. Se recomandă consumul vreme de 30-60 de zile, a minimum 150 de grame de brânză de capră pe zi. Este un tratament foarte eficient, cu rezultate rapide, fără efecte adverse și, nu în ultimul rând, gustos. Laptele de capră este unul dintre cele mai bune remedii contra lipsei de fier și a anemiei feriprive. Acționează ca un medicament, înlăturând slăbiciunea, redând vigoarea și optimismul. Administrarea preventivă îi face pe cei bolnăvicioși din fire să devină mai rezistenți la virozele de sezon sau să suporte mai ușor eventualele îmbolnăviri contagioase. Îi ferește pe adolescenți de epuizare fizică și îi ajută pe copiii distrofici să se dezvolte normal. O cană cu iaurt de capră, consumată dimineața și una seara, rezolvă problemele de tranzit intestinal fără alte intervenții. Aceasta deoarece normalizează digestia, ajută la evacuarea promptă a vezicii biliare și, nu în ultimul rând, normalizează flora colonului. Laptele de capră este considerat unul dintre cele mai eficiente leacuri împotriva ulcerului, deoarece calmează rapid durerile, acționând ca un pansament asupra țesuturilor lezate de către secrețiile gastrice. Se recomandă consumul pe stomacul gol a jumătate de cană de lapte de capră de fiecare dată când apar durerile. Totuși, la început se vor administra cantități mici din acest remediu, care de obicei în această afecțiune poate avea efecte destul de diferite, uneori chiar contrare, la anumiți pacienți. Grăsimile din laptele de capră au ca efect, printre altele, și drenarea colecistului. Astfel, se pot evita formarea calculilor biliari. Laptele și produsele lactate de capră fac parte din așa numitele alimente ideale pentru femeile însărcinate. Sunt bogate în calciu, indispensabil formării țesutului osos, dar și în vitamine din complexul B și în fosfor, necesare dezvoltării sistemului nervos al fătului. Nu în ultimul rând, consumul de lapte de capră previne hipertensiunea, tulburările de ritm cardiac și deranjamentele biliare frecvente la femeile gravide. Laptele de capră a fost folosit încă din vremea strămoșilor noștri în tratarea infertilității. Explicația ar fi că laptele de capră stimulează sistemul endocrin, îmbunătățind activitatea gonadală și secreția de hormoni masculini. Pentru a trata infertilitatea, se recomandă consumul unei jumătăți de litru de lapte de capră zilnic, amestecat cu suc de năpraznic sau iarbă de năpraznic pisată, câte 2-3 linguri pe zi. Laptele de capră este foarte bun și pentru menținerea frumuseții.
Laptele și unele derivate obținute din acesta sunt adevărate elixiruri pentru piele. În multe centre de înfrumusețare din lume, se folosește zerul de lapte de capră sub formă de băi speciale pentru întinerirea pielii. Lactatele de capră sunt eficiente și când vine vorba de dieta anticelulitică. Produsele lactate de capră vor fi administrate cu prudență. La început în doze mici, celor care suferă de intoleranță la lactoză, celor cu colită de fermentație sau cu diverse alte tulburări de tranzit intestinal. Pentru că are un conținut ridicat de grăsimi, laptele de capră nu se administrează fără avizul medicului persoanelor cărora alimentele grase le dăunează, obezi, hipertensivi și persoane cu probleme hepatice. Pentru copii, laptele de capră se diluează cu lapte de vacă, iar pentru adulții predispuși la diaree sau cu un ficat sensibil, în prima săptămână din cură se administrează amestecat în părți egale cu lapte de vacă. Dacă apar fenomene neplăcute, atunci administrarea laptelui de capră se întrerupe imediat. Laptele de capră a devenit o alegere din ce în ce mai populară în ultimii ani, datorită numeroaselor beneficii pe care le are asupra sănătății. Chiar dacă există șanse destul de scăzute de a-l găsi în magazinele noastre, în schimb, este din ce în ce mai ușor de procurat de la producătorii particulari care au început să se orienteze tot mai mult spre creșterea caprelor. În stațiunile montane vin persoane cu diverse afecțiuni care timp de câteva săptămâni beau lapte de capră luat de la oamenii din sat. De asemenea, mulți copii cu probleme de creștere și dezvoltare au devenit de nerecunoscut după ce 2 sau 3 ani la rând au făcut cure cu lapte de capră. În copilărie, bunicii noștri ne spuneau că cel mai bun lapte este cel de capră și aveau dreptate, deoarece calitatea sa nutritivă este superioară față de cea a laptelui de vacă. Se găsește greu, este adevărat, dar dacă aveți ocazia să vă aprovizionați cu acest lapte, nu ezitați. În numai câteva zile o să-i simțiți efectele terapeutice.